Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum îmi spăl pensulele și bureței. Folosesc săpun Protex. Aici am pensulele murdare, câteva. Când fac un pahar cam așa, le bag la spălat. Sau după fiecare client îmi pun pensulele într-un pahar din ăsta ca să știu care sunt murdare și mi-e mult mai ușor să spăl maxim un pahar, două de pensule, decât să spăl toată colecția de pensule odată. Ideea e să nu așteptați până nu mai aveți nicio pensulă curată. Apoi, plăsuțele astea pentru pensule ca să-și păstreze forma, le am de pe Shein. Faceți o poză la cod și le găsiți foarte ușor. Folie transparentă, șervețele de hârtie și un balsam sau mască de păr. Nu contează, ori mască, ori balsam, firma nu contează nici pe atât. Ceva, să fie o mască sau un balsam de păr. Le umezesc în apă caldă, le bag puțin în săpun și le rotesc în palmă. Verific să fie spălate foarte bine înăuntru, mai ales pensulele pentru pudră și fond de ten, să nu rămână ceva acolo. Aveți grijă să nu ajungă foarte multă apă în partea în care sunt pensulele lipite, adică între metalul acela și coada pensulei, pentru că se dezlipesc. Am mai văzut fete care le bagă într-un lighean sau într-o ghiuvetă și le lasă la muiat. Nu faceți asta, pentru că o să rămâneți cu coada de la pensulă în mână. Mai bine prefer să le iau pe fiecare în parte și să le spăl în palmă. Am spălat pensulele, le pun pe folie. Aici am balsam. Iau fiecare pensulă în parte. O înmoi în balsam și le las așa vreo 20 de minute, mai ales pentru pensulele din păr natural, le face foarte moi și foarte, foarte fine. Nu fac asta la fiecare spălare, cam la 2-3 spălări, cam așa. Unele pensule rămân pătate de la pigment, de la fardurile foarte pigmentate, dar asta nu e o problemă atâta timp cât sunt curățate și dezinfectate foarte bine. Mai iau o folie și pun deasupra. Cât timp pensulele stau la răsfățat, o să curăț bureții. Momentan am doar 3 murdari. Am pus apă, săpun Protex lichid și ulei de măsline. Îi bag la microunde vreo 5 minute. Am vrut să vedeți cum arată. I-am luat cu un clește pentru bucătărie, eu îl folosesc doar și doar la bureței, nu îl mai folosesc și pentru altceva. Nu poți să pui mâna pe ei
că sunt foarte fierbinți. Dacă vreți, mai puteți băga încă 3-4 minute și o să fie mult mai curați, dar eu i-am lăsat așa. Am aruncat apa, apoi am mai pus apă rece și am mai băgat 5 minute ca să se limpezească foarte bine, dar nu puneți mâna pe ei, că arde foarte tare. Vă spun din propria experiență. După ce le-am limpezit de balsam, o să le pun în săculeții aceștia pentru pensule. Mai ales pensulele astea de la Morphe. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar se ciufulesc foarte tare. Pensulele sintetice cum sunt, acestea nu le mai pun în săculeț că nu are rost. O să le pun doar pe acestea care sunt din păr natural. Am terminat și cu pensulele. Le-am pus pe toate în paharul ăsta. O să le scot pe cele de față, pentru că nu le folosesc sus. Am câteva pensule pe care le duc sus atunci când filmez. Ca să le dezinfectez și înainte de cliente și între cliente, ca să dezinfectez și produsele de machiaj, folosesc Beauty So Clean și Beauty So Clean sau ăsta pe care l-am din Boots, brush sanitizer și doar pulverizez pe pensule și se usucă foarte repede. Nu folosesc alcool izopropilic. Știu că foarte multă lume îl folosește, dar nu am văzut poze în care distruge produsele și pensulele, mai ales dacă sunt din păr natural. Sper că v-a ajutat acest videoclip, sper că ați învățat ceva nou